După o vacanță de iarnă lungă, cum nu-și permite nimeni în țara asta, deputații au reluat astăzi ședințele legislativului. Dornici de muncă, la prima ședință din noua sesiune au venit tocmai 94 de aleși, un record pentru ultima perioadă. Printre ei și reprezentanții fostului partid Șor, în prezent deputați neafiliați, care au lipsit timp de un an, dar și deputații Irina Lozovan și Alexandr Nesterovski, pe care Igor Grosu i-a numit bandiți. Au venit bandiții, dacă aveți, da, au venit bandiții, da, 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 doi bandiți deocamdată. Marina Tauber a lipsit de la ședințele legislativului mai bine de un an. Astăzi ea a venit în Parlament spunând că asta îi cer susținătorii. Oamenii din teritorii, cetățenii noștri, ne-au rugat totuși să revenim în acest organ, în această clădire și să reflectăm tot ce se întâmplă anume de aici. Și în cazul în care va fi posibil totuși să blocăm unele inițiative sau unele proiecte de legi care distrug țara noastră. Noi am luat această decizie pentru că, știți, pasul lui este mult mai ușor să facă toate aceste fără de legi, pentru că opoziția adevărată și opoziția activă, ea nu este prezentă în sală. Pentru că este prima ședință din cadrul sesiunii de primăvară și începutul acesteia a fost unul festiv. Imnul Republicii Moldova a fost intonat live de un cor din Nisporeni. Ulterior, deputații au trecut la aprobarea ordinii de zi. Chiar de la început, aleșii Marina Tauber și Igor Grosu au avut un schimb de replici în plen. Dumneavoastră, domnul Grosu, eu vă rog să faceți antrenament și plecați de aici, să nu faceți observații deputaților. Mersi. Corectăm bandiților. Corectăm. Tot astăzi, unul din proiectele de pe ordinea de zi s-a referit la demisia lui Mihai Popșoi din funcția de vicepreședinte al Parlamentului. Acesta a ținut și un discurs prin intermediul căruia a ținut să le mulțumească colegilor din legislativ. Aproape 5 ani, în vara anului 2019, într-un parlament cu luminile stinse, într-o țară izolată internațional, am făcut primii pași în calitate de deputat. Ei bine, astăzi și în Parlament lumina e aprinsă și țara cunoaște o dezvoltare. Vă mulțumesc și vă urez din suflet mult succes dumneavoastră, familiilor dumneavoastră și Republicii Moldova. De astăzi, funcția de vicepreședinte al Parlamentului revine deputatei PAS Doina German. Decizia a fost susținută cu 55 de voturi. Proiectul 14 din 31.01.2024, privind alegerea vicepreședintelui Parlamentului, doamnei Doina German, susținut cu votul la 55 de deputați. Vă mulțumim și vă dorim mult succes! Vă mulțumesc tare mult, dragi colegi, domnule președinte Igor Grosu. Eu voi munci în continuare alături de voi toți cu același angajament puternic. Parlamentul se întrunește în două sesiuni ordinare pe an, cea de primăvară, care începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iulie, iar sesiunea de toamnă durează din septembrie până în decembrie.